Neața tuturor, neața Alexandra, este indicat să vă ocupați de lucruri frumoase, să vă dedicați artei și să vă cultivați talentele. Nu insistați în afacerile care nu merg așa cum ați dori. Berbec, sunteți creativ și vă preocupă ideea de a începe o activitate nouă. Aveți șanse să vă afirmați pe plan intelectual. Taur, cu toate că vă simțiți în formă, este posibil să constatați că nu vă reușește aproape mai nimic. Se pare că sunteți confuz și vă lipsește simțul practic. Gemeni, dimineața sunteți mai sensibili decât de obicei, ceea ce ar putea să vă afecteze relațiile cu cei din jur. Vă sfătuim să fiți prudent în tot ceea ce faceți. Rac, vă regăsiți încrederea în viitor și începeți să faceți planuri. Vă recomandăm să nu luați hotărâri importante în grabă, pentru că vă lipsește simțul practic. Leu, șansele sunt de partea dumneavoastră, intuiția vă ajută și reușiți să depășiți cu bine dificultățile. Aveți succes în tot ce faceți. Fecioară, dimineața faceți planuri ambițioase în legătură cu afacere, dar este posibil să vă loviți de obstacole care vă cam taie elanul. Balanță, dimineața aveți tendința să fiți prea idealist și să neglijați problemele importante. Nu începeți nimic nou pentru că este posibil să luați decizii eronate. Scorpion, sunteți hipersensibili și nu aveți chef de vorbă. Vă sfătuim să evitați întâlnirile cu prietenii. Pe plan sentimental, parcurgeți un moment favorabil. Sagitator, sunteți cam agitat pentru că începeți o lucrare nouă și nu vă este clar cum să o abordați. Nu refuzați sprijinul oferit de colegi. Capricorn, amânați deciziile importante pe plan profesional și în afaceri pentru că s-ar putea să nu găsiți cele mai bune soluții. Vărsător, aveți ocazia să vă afirmați în societate, mai ales datorită talentelor artistice. După amiază faceți cunoștință cu o persoană care vă va susține activitatea creativă. Pești, s-ar putea să aveți o mare dezamăgire în urma unei întâlniri de afaceri. Nu vă descurajați, pur și simplu nu este un moment favorabil pentru afaceri. Vă doresc o zi minunată pe mâine!